Bun venit în studioul despre copii. Suntem în dialog cu specialiști și medici de la Regina Maria. Îl avem alături de noi pe domnul dr. Silviu Butuc, medic specialist cu supra-specializări și competențe în colposcopie, histeroscopie și ecografie. Vă mulțumim, domnule doctor, că ați acceptat invitația noastră. Să rămână așa, mulțumesc. Ne propunem să aflăm câteva detalii despre ceea ce înseamnă, din punct de vedere medical, aducerea pe lume a unui copil. Sunt multe întrebări, multe temeri, este un moment plin de emoții, acela al nașterii. Aici vrem să ne concentrăm, să ne spuneți și din punctul dumneavoastră de vedere, cum priviți și dumneavoastră acest moment? Aveți o pacientă care urmează să nască. În primul rând, aducerea pe lumea unui copil, sarcina și nașterea, care culminează cu minunea de a naște un copil sănătos, reprezintă în general un drum lung și frumos, care pe alocuri poate fi presărat cu mici evenimente, uneori poate și neplăcute, care necesită o atenție maximă din partea medicului, dar și al gravidei. În primul rând, când o pacientă vine la primul control, la prima consultație și se constată sarcina, ea trebuie pusă în temă cu tot acest drum pe care va avea să-l parcurgă și cu lucrurile la care trebuie să fie atentă și situațiile în care trebuie să informeze medicul și cu tot ce se va întâmpla până în momentul în care naște. Diversele momente și întâmplări din sarcină, eu cel puțin îl comunic în mare, la început, în ansamblu, urmând ca în fiecare trimestru de sarcină să atenționez gravida apropo de lucrurile care pot interveni și care pot complica sarcina. Așadar, pregătiți dinainte și bune și rele. Cu bune și cu rele. Corect. Este bine să avem așteptări corecte asupra ceea ce ni se poate întâmpla. Sunt foarte multe lucruri și întrebări pe care și le pun mamele de pe forumuri despre copii au o mulțime de întrebări. De exemplu, sexul copilului, când sunt foarte curioase. Cam când dumneavoastră puteți spune cu certitudine, sau mă rog, cu certitudine, cum priviți aspectul acesta? Exceptând un anumit tip de test care încă nu se poate efectua la noi în țară și se efectuează doar în anumite țări și doar în anumite situații care au o indicație medicală, având în vedere anumite boli genetice care se transmit pe linie sexuală, acest test putând depista sexul copilului de la 8 săptămâni. În rest, principala investigație este ecografia, care orientează către sexul copilului. Și studiile spun că în proporție de 70% pot să spui sexul copilului la 11 săptămâni, urmând ca acest procent să crească cu fiecare săptămână de sarcină, gravida știind aproape sigur sexul copilului până la 5 luni. Așa, dar la screening-ul de 24 de săptămâni este posibil să avem o orientare este. Aproape sigură. Aproape sigură. Bun. Acum, nașterea. Nașterea naturală sau nașterea prin cezariană? Este unul dintre cele mai disputate subiecte în obstetrică și este încă un lucru controversat în întreagă lume, nu numai la noi în țară. Și asta pentru că nu există o metodă de naștere 100% sigură sau 100% fără dureri sau 100% fără nicio complicație. În principiu, calea nașterii și mai ales indicația de cezariană se poate pune în diverse momente. Poate fi pusă încă din luna a doua de sarcină, existând și alte afecțiuni medicale care o pot indica, afecțiuni oftalmologice, ortopedice, infecțioase și așa mai departe. Poate fi pusă pe parcursul sarcinii, în momentul în care apare o problemă, sau poate fi pusă în cursul travaliului. În orice moment, cezariana este privită ca o cale a nașterii în momentul în care este contraindicată nașterea naturală. Cu toate că în ziua de astăzi există tendința către cezariană la cerere, există și această variantă, sau tendința de a pune o indicație cezariană înainte să apară o problemă, contrar indicației medicale inițiale, aceea de a se face cezariana când este o problemă. De exemplu, când este un copil foarte mare și o gravidă cu un bazin foarte îngust, tinde să se evite această probă de travaliu
și apariția unei suferințe, fie a copilului, fie a mamei, până să fie pusă indicația de cezariană, și de multe ori se pune înainte un pic, încercând să prevezi lucrurile. Bun. O viitoare mămică poate avea o naștere naturală dacă cea anterioară a fost prin cezariană? Da, răspunsul este da, poate să nască natural după operație cezariană, dar lucrul ăsta depinde, ca și la o gravidă care n-a mai avut nicio naștere, de foarte multe lucruri. De la evoluția sarcinii până la momentul în care se declanșează nașterea, felul în care se realizează dilatația, dimensiunile copilului, poziția copilului și așa mai departe. În mod particular, legat de naștere naturală după cezariană, depinde de cum a evoluat intervenția anterioară și indicația de cezariană inițială. De exemplu, dacă indicația nu se păstrează, să zicem că la prima sarcină copilul a avut o prezentație pelviană, adică cu fundul în jos. Și s-a pus, din punctul ăsta de vedere, dacă la a doua sarcină copilul e într-o poziție corectă în prezentație craniană și totul evoluează bine, travaliul se declanșează spontan, dilatația evoluează ușor, da, ea poate să nască prin operație pe naștere pe cale naturală, în condițiile în care nu apare vreo complicație în cursul travaliului. Principala temere în cazul unei nașteri naturale după cezariană este ruptura cicatricii uterine realizată anterior, la intervenția anterioară. Asta este principalul lucru. Această cicatrice fiind urmărită în cursul sarcinii, cele de-a doua sarcini, calitatea ei, grosimea ei și înțeleg, în funcție de asta. Înțeleg, practic, că decizia nașterii naturale se ia foarte aproape de momentul nașterii. De fiecare dată, cu cât se apropie termenul de naștere, cu atât se strâng mai multe criterii pentru a alege calea nașterii. La ce interval de timp o mamă poate să nască din nou prin cezariană dacă anterior a avut o intervenție similară? Există un standard fix în privința asta, cu toate că se recomandă în anumite situații termene fixe, dar, bineînțeles, e bine să nu fie sub un an. Asta e obligatoriu, peste un an. Iar ulterior, înainte de a rămâne din nou însărcinată, pacienta este bine să vină la un control și ecografic, în care din nou se va evalua de preferat și calitatea cicatricii, grosimea ei, și se apreciază și în funcție de asta. Dar sub un an e bine să nu existe o altă sarcină. Sunt situații în care unele gravide își doresc naștere naturală. Medical ajung înainte de naștere să li se recomande cezariană. E o problemă la nivel psihic. Cum o gestionați? Sunt foarte multe, din ce în ce mai multe gravide în ziua de astăzi care își doresc o naștere naturală. Gravida trebuie să țină cont, în primul rând, de indicația medicului. În ziua de astăzi sunt foarte multe organizații care încurajează și bine fac nașterea naturală. Cu o singură excepție, gravida trebuie să înțeleagă indicația medicală și să o respecte atunci când ea se impune. Pentru că sunt și situații în care nu se întâmplă lucrul ăsta. Fie că există influențe pe forumuri, de pe internet, din la prieteni și așa mai departe, dar indicația medicală trebuie să primeze. În momentul în care se indică nașterea cezariană, chiar dacă până atunci a fost pusă în discuție nașterea naturală, gravida trebuie să înțeleagă că cel mai important lucru pentru ea și scopul unei gravide este să aibă un copil sănătos și ea să fie bine. Asta este principal lucru. Cum se întâmplă, când și de ce, sunt secundare. Astea sunt lucrurile care primează și la asta trebuie să se gândească. Plus că și operația cezariană, într-adevăr, poate să aibă o recuperare un pic mai grea, dar gândindu-te că vei avea un copil sănătos, cred că poți trece mai ușor peste acest șoc sistemic. Acesta este argumentul forte. Foarte, cred. Da. Copilul primează și sănătatea amândurora, până la urmă. Varianta nașterii cu ajutorul forcepsului. Ce ne spuneți despre ea? În ce cazuri se poate ajunge la... Forcepsul este un instrument medical din ce în ce mai puțin folosit, el fiind larg înlocuit de operație cezariană. Tocmai ce vă spuneam, că încerc să previi anumite lucruri, aici se încadrează și forcepsul. E un instrument medical de extracție a copilului în expulzie, când copilul este coborât în canalul de naștere și el prezintă o suferință în momentul respectiv, iar nașterea trebuie grăbită, extracția copilului trebuie grăbită. Dacă gravida nu are suficientă putere să împingă sau copilul prezintă o suferință acută, el trebuie extras și supus unor manevre de resuscitare sau de îngrijire postnatală de urgență. Există un moment critic, considerat critic, în timpul unei nașteri?
Sau în orice moment poate apărea? Nu există un moment critic. În orice moment, și în sarcină, în cursul sarcinii și în travaliu, toate momentele sunt critice. Oricând se poate întâmpla, poate apărea o problemă și de asta gravida trebuie pregătită, nu speriată, dar pregătită, pentru că sarcina trebuie privită cu oarecare detașare, dar și cu atenție, nici exagerată, dar nici în diametral opus. Toate momentele sunt critice în sensul că oricând poate să apară ceva și trebuie avută atenția necesară pentru a comunica medicului sau medicul să fie permanent în gardă pentru a observa eventuale probleme. Și asta trebuie să știți că în general sarcinile 90% decurg absolut normal, și sarcina în sine și nașterea. Dar tocmai prin prisma faptului că sunt rare evenimentele neplăcute, ele sunt surprinzătoare și te pot lua pe nepregătite. De asta trebuie să fii atent tot timpul. Fiecare moment al sarcinii și al travaliului are, să spun, complicațiile și eventuale probleme care pot apărea. Pregătirea este elementul de bază. Cu cât știi mai bine dinainte pregătirea, te poți aștepta la diferite probleme, exact, cu atât le treci. Există controlele periodice, dar și între controlele periodice, care de obicei sunt lunare, un pic mai frecvent cu cât se apropie termenul de naștere. În rest, copilul se află și în grija mamei, acasă, iar mama trebuie să fie atentă la eventualele semne sau lucruri noi care apar și să fie semnalate sau nu, în funcție de indicațiile pe care le-a primit. Într-un cuplu se afirmă deseori, așteptăm un copil. Ce presupune această asumare? Tatăl, ce ar trebui el să facă la naștere? Tatăl are un rol important și în sarcină, și la naștere, și după naștere. El trebuie să ajute, să încurajeze și să susțină gravida, mai ales că în sarcină, dar mai ales după naștere, există tot felul de faze emoționale și labilități, câteodată emoționale, în special al lăuzei. Iar aici, acest tratament, să spun, pentru aceste lucruri reprezintă strict familia, cel mai eficient tratament. Iar tatăl trebuie să susțină și să încurajeze gravida pe parcursul sarcinii. La naștere sunt într-adevăr gravide care preferă susținerea familiei, tatălui, unei prietene, sorei, să fie prezentă la naștere. Suportul unei persoane apropiate, exact, poate este fi benefic. Important. Este benefic, exceptând situațiile care impun o urgență la naștere și o intimitate, bineînțeles, medicală. Domnule doctor, vă mulțumim și vă dorim să aduceți pe lume cât mai mulți copilași sănătoși. Mămicile despre copii sunt cu ochii pe răspunsurile și informațiile oferite de noi. Mulțumesc mult și vă mulțumesc. Să rămână.